Emil, din nou acasă. Wow. Da, din când în când. Și tot cu ochiul pe meciurile de fotbal. Da, bineînțeles, păi de fiecare dată trebuie să monitorizăm toți jucătorii pe care îi avem în campionat. Bineînțeles că și la Craiova avem mulți jucători. Chiar mă uitam că în ultima partidă, sublinia și Eugen Neaguie, după joc au început meciul cu 4 jucători sub 21 de ani. Deci, din punctul ăsta de vedere, Craiova este o echipă care folosește mulți jucători care se încadrează în regulă, la fel ca Viitorul, mă rog, și ca alte echipe din campionat. Un campionat interesant. Da, un campionat interesant. Un campionat pe care cred că și Craiova, prin ultimul rezultat cu CFR și FCSB-ul, prin victoria cu CFR, parcă l-au făcut mai atractiv acest campionat, mai așa, cu un interes mai mare din punctul meu de vedere, pentru că echipele s-au grupat acolo la o diferență mică de puncte și totul se joacă până la final. Care e rezultatul corect la meciul de duminică? Ce da, crezi că? Nu știu exact. Eu zic că sunt două echipe în formă, într-o formă bună, pentru că și FCSB a demonstrat în ultima perioadă că poate să câștige cu orice echipă din campionat, tot așa, o calitate foarte bună în cadrul lotului, dar e un joc deschis oricărui rezultat, se poate orice. A crescut numărul de jucători în atenția ta pentru campanie? Pentru... Da, avem jucători interesanți din punctul meu de vedere. E adevărat, se și apropie perioada de întrerupere, atunci când și echipa, și prima reprezentativă va avea cele două jocuri oficiale și noi vom avea două jocuri amicale. Două jocuri cu două echipe foarte puternice. Suntem atenți în această perioadă să încercăm să facem o selecție cât se poate de bună, fără nicio greșeală. Este ultima acțiune, nu? Înaintea campionatului. Înainte de turneul final este ultima acțiune. Bineînțeles, înainte de turneul final vom avea două săptămâni la dispoziție în care ne vom pregăti împreună și atunci vom face ultimele retușuri. Da, dar atunci vei face retușuri cu lotul stabilit pentru turneul final. Acum ai posibilitatea să faci unele modificări. Așa este. Ca să fiu sincer, mi-aș dori pentru aceste două partide, dacă se poate, în funcție și de forma sportivă pe care o să o arate jucătorii, dacă se poate să folosim chiar două echipe diferite în cele două meciuri pe care le avem. Dar v-am spus, nu trebuie să uităm că întâlnim două echipe de o valoare incredibilă, pentru că și Portugalia și Germania au o groază de jucători tineri, o groază de jucători care joacă la un nivel foarte, foarte ridicat și joacă, nu stau pe bancă. Sunt și mulți craioveni în atenția ta? Da, sunt mulți jucători de la Craiova. V-am zis, la ultima etapă, Craiova chiar a folosit 4 jucători sub 21 de ani. Mă rog, sub 21 de ani, știți cum e, sub 23 de ani, pentru că atunci când se dispută turneul final, jucătorii au până în 23 de ani. Da, eligibil. Dar așa a rămas împământenit la noi, că e regula sub 21 și de asta probabil uzităm toți acest termen. E un post, Emil, care stă bătăi de cap zile înainte? Sincer, da. E un post care îmi dă ceva bătăi de cap din momentul în care m-am dus la echipa de tineret. Pentru că pe postul respectiv avem, pe postul de fundaș dreapta, de exemplu, avem jucători tineri de mare perspectivă, pentru că este și un Pantea, este și un Sârbu. Dar vedeți, ei sunt născuți 2003. Să știți că, în general, la turneele finale, și m-am uitat și la meciurile de calificare pe care le-au disputat,
Aproape toate echipele au folosit în mare parte jucători născuți 2000-2001 și dacă au fost câteva excepții, două excepții, să zic, de jucători mai mici ca vârstă. Noi poate avem așa un deficit, dar eu sunt mulțumit așa, pentru că acolo mai pot să apară și alți jucători. V-am zis, avem aceste două jocuri în care vom încerca să găsim soluții pentru fiecare post. Emil, meciul de aseară l-ai văzut? Da, l-am văzut. Da, cum să nu-l vedem. Cum s-a părut? Este o diferență, trebuie să recunoaștem. Este o diferență de calitate până la urmă. Ăsta este nivelul. Ca să fiu sincer, nu mă așteptam la un rezultat pozitiv. Asta nu înseamnă că nu sunt un bun român și asta nu înseamnă că n-am ținut cu CFR-ul sau că n-o să țin la al doilea joc și mi-aș dori să se califice dacă se poate. Dar totuși, să nu uităm, Lazio e top 4 în campionatul Italiei, jucători de calitate mare. E greu să producă surpriza CFR-ul. Crezi că calificarea se joacă la Cluj? Un dram de speranță? De fiecare dată în fotbal trebuie să speri, pentru că nu poți să știi ce se întâmplă. Ați văzut și în meciul de aseară. A început meciul, te gândești, eu știu, domne, să fim acolo, în cărți, ca să avem șanse și la meciul retur. Și ați văzut, după 8 minute, Lazio a rămas în 10 oameni. Dar și așa, în 10 oameni, tot ei au impus ritmul jocului. Îmi pare rău că trebuie să spun asta, dar trebuie să fim realiști și trebuie să fim conștienți că este un decalaj valoric. Timp pentru jucătorii la Academia lui fiului tău ai? Să te uiți, ai mai participat la antrenament? Ai găsit un fundaj de reapsă? Nu. El e cu treaba lui, eu sunt cu treaba mea. Nu. În cât timp crezi că va da un jucător pentru prima divizie sau chiar să-l antrenezi tu? Nu știu, nu. Eu mă bucur că ei au așa un target pe care și l-au. Își doresc ca, mă rog, cât mai mulți copii să facă sport, nu neapărat de performanță. Fac ore de sport prin școli, încearcă să atragă copiii către sport, către tenis de câmp, către fotbal. Și ăsta e un aspect pozitiv, pentru că eu cred că totuși copiii noștri și tinerii în general nu trebuie să stea numai în fața calculatorului, mai trebuie să stea și pe terenurile de sport. E foarte important. Logo-ul lui îți place, Nihil ține educația? E perfect adevărat. Mulțumim mult! Mersi! Pentru pusul.